Piru Ceharet s-a născut la 15 februarie 1851 la Iași. A fost un matematician, astronom și pedagog român de origine armenească, renumit pentru organizarea învățământului modern românesc din funcția de ministru al educației, pe care a deținut-o de 3 ori. A fost membru titular al Academiei Române. A învățat la Dorohoi, apoi în septembrie 1862 a intrat ca bursier la Colegiul Sfântul Sava din București, unde a petrecut 5 ani din 7 ca intern. La Sorbona a studiat matematica și fizica. Tot la Paris a obținut un doctorat în matematică, iar teza sa a fost publicată în volumul 18 al Annales de l'Observatoire de Paris. Spiru Haret a fost primul român care a obținut un doctorat la Paris. Ca profesor, Spiru Haret a predat la Universitatea din București, la Facultatea de Științe, secția Fizico-Matematici, mecanica rațională din 1878 până în 1910. La Școala de Poduri și Șosele, Spiru Haret a fost numit profesor la anul preparator, predând trigonometria, geometria analitică, geometria elementară plană și în spațiu și geometria descriptivă până în 1885. Haret a predat, de asemenea, mecanica rațională la Școala de Ofițeri de Artilerie și Geniu din 1881 până în 1890. A profesat până în 1910, când se pensionează, ba chiar și după aceea, până la moarte, ținând prelegeri de popularizare la Universitatea Populară. În 1910 publică Mecanica Socială la Paris și București, utilizând pentru prima oară matematica în explicarea și înțelegerea fenomenelor sociale. În calitate de ministru a condus reforma învățământului. Prin circularele sale repetate a determinat sporirea localurilor de școală. Între 1897-1910 s-au ridicat în toată țara 2343 de școli, dintre care 1980 cât timp Haret a fost ministru. Din 1879 se face cunoscut drept om al școlii, urmând o viață de inspector și de om politic, lucrând în favoarea școlii și a educației. El a fost poate cel mai mare reformator al școlii românești din secolul al XIX-lea. Spiru Haret a decedat la 17 decembrie 1912 la București. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.